economiști. Așa că când vorbim despre caloș și așa mai departe, ar fi bine totuși să fim un pic mai obiectivi. Este adevărat că pe perioada anului 99, 98, în special 99 mai puțin, autoritățile publice locale continuau, de fapt, practica respectivă. Deci, continuau practica respectivă, care în principiu treptat a fost eliminată datorită formei noi de finanțare care se numeau transferurile targetate sau transferurile specializate pentru acest lucru. Deci, eu v-am spus și cu asta a început, stimată doamnă, că asta situația economică se configurează așa că noi avem un risc să nu avem salarii și pensii la timp. Dar sunt profund convins că noi am stârpit atunci toată tentativa asta de a aduce nu bani la stat, dar de a aduce mărfuri. Și cred că trebuie să fim obiectivi și să ne aducem aminte când s-a oprit povestea respectivă. Așa că nu vă speriați, Sturza nu înseamnă caloș.